V-am regăsit oameni buni. Salut, dragi prieteni! O nouă emisiune învață românește, în care ne ocupăm de greșeli din presa centrală națională. O repet, am mai spus-o, mă ocup deocamdată de presa națională, dar va veni vremea să mă ocup și de presa locală. Sigur, sub aspectul exprimării corecte în limba română. Dar, surpriză. Vreau să vă spun cu mâna pe conștiință că presa noastră locală este una profesionistă, este una scrisă corect în limba românească, în buna tradiție a presei e, românești. Motiv pentru care. E, tot amân să mă apuc de uh, trebușoara aceasta de a trece, să analizez lingvistic, uh, să zicem așa, exprimarea în presa locală. De aceea continui și astăzi, să zicem continuu și astăzi, ca să nu intru în uh, uh, iarăși conflict cu limba populară și să mă critique preopinenții mei. Citez din adevărul un titlu. O victorie a democrației. Titlu, oameni buni. Mâncat I. O victorie a democrației. Căci, fie și în genitiv, substantivul democrație trebuia articulat. Mai departe. Mă duc la o agenție națională de știri, Mediafax. Și citesc. Eu încă în mai aștept pe Dragnea la o dezbatere. Sper ca săptămâna viitoare să putem să le arătăt românilor care este viziunea noastră despre viitor. În, în loc de îl odată și lasă așa. De ce îl lasă așa am să vă spun un mic secret. Autorii aceștia care scriu foarte mult și redactorii de la agențiile de știri, redactorii de la ziare, mizează pe corectorul din computer. Ei bine, corectorul din computer nu poate sesiza o greșeală de conținut în limba română. În limba română o spun pentru că în limba engleză, de exemplu, există și un corector de conținut care, bine folosit, este de foarte mare ajutor. În limba română, deocamdată, nu e posibil lucrul acesta. Nu știu de ce informaticienii noștri nu se ocupă și nu avem încă un asemenea corector. Deci, în și îl, ambele sunt cuvinte corecte în limba română, numai că în locul lui în trebuia folosit pronumele îl. E clar? Asta este situația. Uh, mai e o problemă acolo, un T în plus, în loc de uh, mai mult de un T în plus. Deci, în loc de să arăt, autorul mai adaugă, arătat. Evident că uh, acest cuvânt a fost subliniat de corector pentru că nu există în limba română arătat. Nu, dar autorul a fost neglijent, adică și-a bătut joc într-un fel de cititorii săi, și probabil că cititorii săi vor evita să-i mai citească articolele uh, uh, data viitoare. Uh, mai e o chestiune acolo. Viziunea. Ei, aici problema asta cu viziunea este un picuț încurcată. De ce este încurcată? Pentru că sună sau miroase a pleonasm viziune de viitor. Păi orice viziune sau previziune nu se referă la, la viitor, da? Așadar, oameni buni, când zicem o viziune, e clar că autorul trebuia să continui. Am o viziune despre cutare lucru, da? Și nu o viziune de viitor, că atunci, iată, am călcat pe bec în ceea ce privește limba românească. Rămân tot la Mediafax și citesc mai departe uh, un titlu. Cum este influențată decizia de cumpărare a părinților de preferințele copiilor? Titlu, oameni buni. Titlu scris de un om care a terminat facultatea, pentru că nu-mi închipui că analizează, să spunem, uh, iată, doctrina pedagogică, un ins care nu a terminat o facultate de profil, da? Deci a terminat omul acesta o uh, facultate de profil și iată uh, ce spune, ce prostii spune. Deci, uh, cine a încercat să cumpere părinți? Că nu înțeleg și cum se pot cumpăra părinții, uh, nu-mi nu dau seama. Aici este vorba de decizia de cumpărare influențată de către părinți, nu? sau influențată de preferințele copiilor. Păi, oameni buni. Atunci e clar că aici exprimarea este destul de încurcată. <coughs> Pentru că autorul trebuia să spună foarte clar cine influențează decizia de cumpărare: părinții sau copiii și nu să apară prostia aceasta, decizia de cumpărare a părinților, pentru că a părinților este totuși un genitiv acolo și nu este un să spunem complement de agent care se construiește numai în acuzativ, de către părinți ar fi fost corect. Da, Agenție Națională de Știri oameni buni. Deci e clar că nu există niciun angajat acolo care să supravegheze, să spunem, corectitudinea limbii românești. Mergem mai departe la un ziar central, cotidianul, și citez: Cu o majoritate parlamentară confortabilă și cu un guvern pe care îl rotește precum dorește, liderul PSD, Liviu Dragnea, poate acționa. Mă opresc aici din citat că nu ne ajută la uh, explicații. Deci o majoritate și un guvern pe care o rotește. O majoritate și un guvern pe care îl rotește. Observați că și în prima și în a doua variantă este greșit. De ce? Pentru că punând complementul direct înaintea verbului regent ar fi trebuit să-l anticipeze cu un pronume. Corect era acolo cu o majoritate parlamentară confortabilă și cu un guvern pe care le rotește precum dorește liderul PSD și așa mai departe. Ați înțeles, sper, despre ce este vorba. Încă un citat și mă opresc. Sorina Matei, lansată în legătură cu scandalurile acestea despre justiție. În cotidianul. A subrezit o prin plagiat și cu cuvea pe șefa DNA, pliându-se abil pe diferendul intern. Pliându-se. Acum, noi aici trebuie să spunem un lucru. Că modul gerunziu în cazul limbii române are două să spunem sufixe gramaticale ind pliind fugind, iubind și înd, arând, plângând, râzând și așa mai departe. Ei, ce face autoarea? Autoarea nu știe decât sufixul gramatical nu cunoaște decât sufixul gramatical în. Și atunci iată la verbul „plia”, care e terminat care are în, în, în final i îl schimbă în î. Și în loc de pliind apare pliând. Urât. Urât. Mă opresc aici oameni buni pentru astăzi. Nu uitați Vă rog să-mi lăsați întrebările și sugestiile domnilor voastre pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți cu bine, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!